Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! În acest material veți putea urmări rezolvarea unui set de cerințe în PowerPoint. Se dă un folder în care se află resursele. Prima cerință ne cere să deschidem prezentarea furtul de identitate PPTX din folderul Resurse, File Explorer, și căutăm folderul Resurse, în care se află prezentarea furtul de identitate. O deschidem cu dublu click. Următoarea cerință este să schimbăm mărimea fontului în titlul slide-ului 1 la 32 de puncte. Selectăm titlul și modificăm dimensiunea fontului în modul cerut, 32 de puncte. Să stabilim o spațiere de 12 puncte înaintea paragrafelor din slide-ul 1. Fereastra de dialog paragraf poate fi accesat de aici și putem să setăm o spațiere spacing înaintea paragrafelor, deci before, de 12 puncte. Să transformăm paragrafele din acest slide în listă cu marcatori. Selectăm deci paragrafele și definim o listă cu marcatori de tipul cerut. În slide-ul 2 va trebui să inserăm imaginea F35.png aflată în folderul Resurse. Meniul Insert, opțiunea Pictures from this device. Selectăm din nou folderul Resurse și observăm imaginea F35.png. Executăm dublu click și imaginea s-a inserat în slide-ul 2. Setați înălțimea imaginii la 10 cm, păstrând raportul de aspect. Dacă selectăm imaginea, în meniul Picture Format, putem să apelăm și la fereastra Format Picture, de fapt este un panou care se deschide în partea dreaptă a ecranului și în care putem să blocăm raportul de aspect bifând caseta de selectare Lock Aspect Ratio, după care putem să stabilim înălțimea de 10 cm cu păstrarea raportului de aspect. Simultan cu schimbarea înălțimii s-a schimbat și lățimea imaginii. Trebuie să setăm poziția orizontală a imaginii de la colțul stânga sus la 11 și poziția verticală la 5 cm. Conectăm iarăși panoul Format Picture și avem opțiunea Position. Setăm distanța cerută de 11 cm poziție orizontală și 5 cm poziție verticală. Să trimitem imaginea în plan secundar. Executăm click dreapta pe imagine și avem opțiunea Send to Back. În slide-ul 3, ni se cere să copiem imaginea din acest slide în slide-ul 4 în aceeași poziție. Iată imaginea din slide-ul 3. Cu click dreapta avem meniul local, din care alegem opțiunea Copy. Și mergem în slide-ul 4, click dreapta
și executăm paste. Cerința numărul 10 ne solicită să modificăm mărimea fontului în toate paragrafele aflate sub titlu la 18 puncte. Selectăm paragrafele de sub titlu și setăm mărimea de 18 puncte. Să setăm acum o spațiere de 12 puncte înaintea acestor paragrafe. În fereastra de dialog paragraf, setăm spațierea cerută. 12 puncte înaintea paragrafelor. Să inserăm acum o formă automată de tip stea cu 8 puncte în colțul din dreapta jos al zonei albe. Alegem meniul Insert, opțiunea Shapes și avem Star 8 Points. Trasăm forma automată să vedem proprietăți. Culoarea de umplere trebuie să fie albastru deschis. Selectăm forma automată și în meniul Shape Format alegem Shape Fill și alegem culoarea Light Blue, albastru deschis. Setăm grosimea conturului la 3 puncte. Shape Outline, Weight, 3 puncte. Culoarea conturului trebuie să fie identică cu acea culoare care se vede în steagul Uniunii Europene. Avem Shape Outline, avem Eyedropper, cu care putem să preluăm culori din alte elemente. Eyedropper. Selectăm culoarea de pe fundalul drapelului Uniunii Europene cu un click și observăm că aceeași culoare s-a aplicat și conturului acestei forme. Înălțimea și lățimea formei trebuie să fie de 2 cm. Am selectat forma și avem la height și la width de efectuat aceste setări. Trebuie să aplicăm o animație de tip intrare, zbor spre interior, din stânga acestei forme automate. Selectăm deci forma și în meniul Animations avem opțiunea Add Animation, adăugare animație, în care avem Fly In. Direcția însă trebuie modificată să avem un zbor spre interior din stânga. Sărim la slide-ul 11, de trebuie să modificăm titlul. Mărimea fontului trebuie să fie de 28 de puncte. Selectăm titlul și în meniul Home alegem mărimea fontului 28 de puncte. Să stabilim o spațiere înainte de 0 puncte, iar după de 18 puncte. În meniul Paragraf avem spațierea Before, deci înainte, 0 puncte, iar după 18 puncte. Și trebuie să avem majuscule reduse. Selectăm titlul. În fereastra de dialog font avem Small Caps. Dacă bifăm acest checkbox, titlul se va transforma în majuscule reduse. Iată. Și
solicită să aplicăm o tranziție de tip glitter sau asemănătoare cu durata de 6 secunde, cu pornire automată, fără click de mouse, întregii prezentări. Alegem meniul Transitions, tranziția Glitter, durata să fie de 6 secunde, fără click de mouse, de Apply to All pentru a aplica această tranziție tuturor diapozitivelor. Să salvăm acum prezentarea într-un fișier cu numele rezolvat PPTX în același folder Resurse. Alegem meniul File, opțiunea Save As. Cu Browse intrăm în folderul Resurse. Denumirea fișierului va fi rezolvat și acționăm butonul Save. Temă propusă. Succes!